uitați că e gol. În care tu te duci ce e pe Bună ziua, stimați chișinoieni, bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, vă mulțumim că ați dat curs acestei invitații. Astăzi, fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău, eu în calitate de consilieră Zinaida Popa și colegii mei, vom vorbi și vom aborda câteva subiecte foarte și foarte importante și cumva corespunzătoare situației din Chișinău și ceea ce ar trebui să facem noi pentru ca viața chișinoienilor să devină una mai bună. O să rog colegii să prezinte informații. Bună ziua, stimați cetățeni! Mă numesc Comandant Galina, sunt consilier PAS, sunt consilier municipal din cadrul fracțiunii PAS. Astăzi ne adresăm vouă cu o problemă gravă legată de modul în care au fost finanțate suburbiile municipiului Chișinău în ultimii ani. Alocările bugetare pentru suburbii au fost făcute pe baza unor criterii personale și politice, ignorând total prevederile legii cu privire la statutul municipiului Chișinău. Primarii din suburbii nu cunosc din timp ce proiecte vor fi finanțate și, în general, nu cunosc dacă va exista sau nu finanțare din bugetul municipal. Această practică submină autoritatea primarilor și nu încurajează implementarea proiectelor mari în suburbii. Primarii din suburbii trebuie să-și poată planifica corect bugetul și după adevăratele necesități, știind exact ce sumă urmează să fie alocată în următorii ani. În continuare, colegul meu, Victor Bacalâm, va spune prin exemple despre lipsa de transparență privind finanțarea suburbiilor și acțiuni, acțiuni pe criterii politice din partea primarului Ion Ceban față de unele suburbii. Bună ziua, Victor Bacalâm, consilier PAS. În ultimii ani, unele localități ale suburbiilor au fost finanțate mai mult, altele mai puțin, dar un lucru este cert că s-a făcut asta pe criterii politice. Ca să fie mai clar, vă aducem exemplu finanțării pentru anul 2023, în dependență de numărul de locuitori din fiecare localitate. Astfel, cele mai favorizate au fost localitățile mici, precum este Condrița, unde au fost transferați în jur de 2.800 de lei pe cap de locuitor, dar și localitățile unde avem primari de la MAN, cum este Colonița, 3.300 de lei pe cap de locuitor, Vatra, aproximativ 2.100 de lei pe cap de locuitor. Și asta în timp ce localitățile mari, care contribuie cel mai mult la bugetul municipal, au primit sume chiar și de 10 ori mai mici. Spre exemplu, Stăuceni în jur de 240 de lei pe cap de locuitor, Durlești în jur de 160 de lei pe cap de locuitor și Codru în jur de 150 de lei pe cap de locuitor. Reieșind din cele expuse mai sus, fracțiunea PAS din CMC vine cu propunerea de a elabora un regulament care să facă claritate și să nu mai permită oricărui primar ar fi să politizeze finanțarea suburbiilor. Încurajăm toți primarii și consilierii locali din suburbii să alăture acestui grup de lucru și împreună să elaborăm acest regulament. Facem apel către toți consilierii municipali, indiferent de culoarea politică, să susțină un proces transparent și echitabil de finanțare a suburbiilor. Numai prin colaborare și respect reciproc putem asigura că toate comunitățile vor primi finanțare și investițiile necesare, echitabile și eficiente. Mulțumesc! Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Numele meu este Lazarencu Sergiu, sunt deputat PAS responsabil de suburbii. Suntem astăzi în fața dumneavoastră pentru a propune regulamentul care urmează să aducă o claritate privind distribuția banilor în suburbiile Chișinăului. Ori felul cum se distribuie astăzi alocațiile în suburbii este pur și simplu inacceptabil. Susțin plenar inițiativa colegilor din CMC și cred că Ion Ceban trebuie să iasă din campania electorală și să se ocupe de problemele orașului, nu să facă muncă de partid. Și i-aș propune să înceapă cu podul de la Mihai Viteazu, care a devenit un dezastru pentru toți locuitorii municipiului. Iar dacă nu are soluții cum să scoată din impas acest proiect, să meargă la primarii noștri din suburbii, care au făcut proiecte mari și cu siguranță o să-i poată da un sfat. Din păcate, primarul general, la aproape două luni după alegerile locale, nu s-a întâlnit măcar o dată cu primarii din suburbii pentru a stabili împreună cu ei
prioritățile pentru următorii 4 ani. Ori așa este normal într-o lume civilizată și într-un municipiu normal. Domnule Ceban, chiar dacă nu vă place, vă rog să acceptați rezultatele din data de 5 noiembrie și vă cer să respectați pe toți primarii din suburbii, indiferent de culoarea politică. Rezultatul obținut este voința cetățenilor și a locuitorilor din suburbii. Și aici simpatiile personale nu își au locul. Ajunge să-i șantajați și să-i umiliți pe primarii din suburbii și să nu mai tratați exclusiv pe criterii politice. Cu această ocazie, salut inițierea acestui proiect de decizie prin care vom face un regulament clar și previzibil. Vom invita toate fracțiunile din CMC, vom sta la masă cu toți primarii și voi pune și eu umărul în calitate de deputat și dacă va trebui, vom face ajustări și modificări la legea privind statutul municipiului Chișinău. A venit timpul pentru discuții mature și decizii mature în folosul localităților din suburbiile Chișinăului. Colegii mei au vorbit despre inițierea unui mecanism echitabil de finanțare a suburbiilor. Și aceasta reprezintă o componentă foarte importantă a bugetului. Ce vedem, dar de fapt ce vedem noi în ultima perioadă? Ion Ceban categoric refuză să întrunească Consiliul Municipal Chișinău. El nu vrea să fie adoptat bugetul municipal. Ori fiecare dintre noi a fost ales în aceste funcții ca să rezolvăm problema chișinăuienilor și de la Ion Ceban, de fapt, același lucru așteaptă chișinăuienii, ca el să se ocupe de problemele chișinăuienilor și el să ofere soluții potrivite pentru rezolvarea lor. Din câte suntem martori, nimic în ultimele 2 luni de zile nu s-a schimbat, orașul tot este sufocat în ambuteiaje, transportul public nu ajunge la timp în stații, curți noi amenajate noi nu avem și multe alte momente despre care așteaptă chișinăuienii. Toate aceste momente țin de bugetul municipal, iar bugetul municipal nu este. Întrebare, Ion Ceban, unde este bugetul? Suntem în data de 20 decembrie și bugetul încă nu este publicat, în condițiile în care, imediat după alegerile locale, acesta trebuia să fie publicat, proiectul de buget. Dar el nu este. Conform celor expuse mai sus și a necesității strigente de a fi în serviciul cetățeanului și de a-i rezolva problemele de zi cu zi, fracțiunea PAS în Consiliul Municipal cere întrunirea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău. Noi am colectat mai mult de o treime din semnăturile consilierilor, respectiv asta ne permite să stabilim ședința Consiliului Municipal Chișinău în data de 26 decembrie, orele 10, cu următoarea ordine de zi. 1. Constituirea fracțiunilor Consiliului Municipal Chișinău. 2. Constituirea comisiilor de lucru. 3. Cerem executarea bugetului pentru anul 2023. 4. Cerem la raport pe domnul Păvăloi și doamna Cutasevici, viceprimară de Ramură, cu privire la implicarea nebenevolă, dar organizată a subalternilor lor pentru a finanța Partidul MAN. Și 5. Dorim proiectul de decizie cu privire la crearea grupului de lucru pe crearea regulamentului privind finanțarea suburbiilor din municipiul Chișinău, cei ce au prezentat colegii. Și 6. Cerem ca primarul general să publice proiectul de buget pentru anul 2024, ori este total incorrect și împotriva legii ca să nu ne cunoaștem bugetul pentru a gestiona acest municipiu pentru anul următor. Suplimentar vreau să vă zic că mâine vom reveni cu mai multe detalii de ce Ion Ceban este categoric împotriva votării acestui buget municipal. Vă mulțumim, dacă sunt întrebări, cu drag răspundem la ele. Dacă nu, vă urăm o zi frumoasă și numai bune!